Bună seara, dragii mei prieteni! Vă zic bun venit pe calea undelor în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. În această seară, ce poate fi mai plăcut decât expresia pacea Domnului Iisus să fie în casele noastre, să vină și să poposească în casele noastre odată cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Fiul Său prea iubit și cu Tatăl nostru Ceresc prin influența minunată a Duhului Său Sfânt. În această seară vom explora frumusețile și perlele și comorile Cuvântului Lui Dumnezeu în cadrul unui subiect care este intitulat tridimensional sau dimensiuni, dacă vreți. Este imposibil să nu-ți sară în ochi noțiunea numărului 3 sau expresiilor biblice repetate de 3 ori în contexte diferite în Scriptură. Sigur că lucrurile descoperite sunt ale oamenilor, iar lucrurile nedescoperite aparțin lui Dumnezeu. În această seară vă provoc la o călătorie în lumea Scripturii, poposind în diferite locuri ale Bibliei și căutând să înțelegem comorile și valorile extraordinare ale Cuvântului Lui Dumnezeu. Prima expresie tridimensională pe care o întâlnim în Scriptură, una dintre primele, bineînțeles, este expresia Avram, Isaac și Iacob. Este o expresie tipică care o găsim mai peste tot, chiar folosită și în rugăciunilor marilor bărbați ai Scripturii. Mi-aduc aminte de Ilie, că atunci când s-a plecat pe genunchi în fața lui Dumnezeu, a o rugăciune practic de 10-11 secunde, rostită de marele profet, a debutat această rugăciune cu aceste trei elemente: Avram, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Mai târziu găsim o altă prezentare a acestui nume, acestui număr: Anania, Mișael și Azaria. Și dacă vreți, în Noul Testament avem Iacob, Petru și Ioan. Pe fondul acestei descrieri sau acestei introduceri, pe scurt, vreau să pornim în călătoria noastră și să depănăm firul Scripturii în ceea ce privește contextul elementului 3. Sunt convins că sunt foarte mulți oameni care au dezvoltat o fobie, mai mult sau mai puțin legitimă, cu privire la numărul 3 sau treime sau trinitate sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Eu nu abordez acest subiect în această seară, ci doar las Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească și dumneavoastră, în mod curios sau mai puțin curios, cu prejudecată sau mai puțină prejudecată, să trageți concluziile care vă aparțin. Ce spunea Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament? De 3 ori să ții postul și să vii înaintea mea în fiecare an. Totodată, Domnul Hristos spunea, de 3 ori pe an, toți bărbații să vină înaintea lui Dumnezeu. O altă declarație interesantă este aceea din care ni se spune că Moise invita pe popor de 3 ori pe an să vină la sărbătoare și să postească cu pâine nedospită. Mi-aduc aminte de o altă experiență din a doua Samuel, în care David, plin de sete, dorește ca să bea apă. Niște viteji din oastea lui s-au dus în tabăra lui Esau, au luat apă din fântână care era înconjurată de soldați și au adus apa lui David. David a refuzat să o bea și apoi a spus: nu voi bea această apă care a fost adusă cu primejdia vieților. Și n-a vrut să o bea, iar cuvântul spune: iată ce au făcut acești trei viteji. Dar dacă mergem puțin mai departe, mi-aduc aminte că Elie s-a rugat pentru un eveniment, și anume învierea copilului văduvei. S-a pus de 3 ori pe trupul băiatului neînsuflețit, corpului neînsuflețit al copilului, și s-a rugat de 3 ori lui Dumnezeu ca Domnul să producă acea înviere. Deci, iară din nou noțiunea tridimensională a dragostei lui Dumnezeu. În momentul în care Ilie este înștiințat de Dumnezeu că va fi înălțat la cer, Domnul nu i-a spus lui Ilie că acest secret i-a fost încredințat și ucenicului său, Elisei. Și în felul acesta, Ilie, care iubea pe Elisei ca pe un fiu al său, s-a hotărât, dragii mei prieteni, ca să nu se despartă de Elisei într-un mod dramatic, cu lacrimi, și a produs acel tertip al: vreau să mă duc la Betel, vreau să mă duc la Ierihon, vreau să mă duc la Iordan. De 3 ori Ilie spune lui Elisei: rămâi aici, te rog, că și Domnul mă trimite la Betel.
Bineînțeles că Elisei răspunde: să mă ferească Dumnezeu, nu te voi lăsa nicio clipă singur, vin cu tine. După aceea, bineînțeles că Ilie spune: te rog, oprește-te aici, pentru că Domnul mă trimite la Ierihon. Și Elisei spune: nu te voi părăsi, voi merge alături de tine. Finalmente, Ilie spune: oprește-te aici, căci Domnul mă trimite la Iordan. Și bineînțeles că Elisei, dragii mei prieteni, spune: nu te las, voi veni cu tine. De trei ori au fost rostite: te rog, stai aici. De trei ori Ilie a schimbat destinația: mă duc la Betel, mă duc la Ierihon, mă duc la Iordan. Dar finalmente de trei ori Elisei îi răspunde lui Ilie: nu te voi părăsi, viu este Domnul, viu este Domnul, viu este Domnul. De trei ori această noțiune a planului lui Dumnezeu revelat în mod tridimensional este păstrată, nu accidental, pe paginile Sfintei Scripturi. Mergem într-o călătorie în lumea unui profet corupt. De data aceasta, câtă mare diferență între Ilie, cel consacrat, și Balaam, cel corupt, care avea menirea să blesteme pe Dumnezeu de trei ori. Și totuși Dumnezeu a rostit prin gura lui de trei ori binecuvântări. Barak era supărat de moarte, marele împărat, că eu te-am plătit cu aur și cu argint ca să-i blestem pe popor, să blestem poporul, iar tu ce ai făcut? L-ai binecuvântat de trei ori. Ca mai apoi, dragii mei prieteni, supăra pe viață, sau înainte de acest detaliu, Balaam să bată măgărița de trei ori ca să-i răspundă îngerul odată. Observați, toate aceste elemente de chintesență biblică nu sunt aruncate așa întâmplător. Dumnezeu nu repetă declarații în Scriptură ca și cum n-ar avea ce face cu vorbele. Dumnezeu cu siguranță vroia să ne transmită un mesaj în această explicație a elementului tridimensional. Dacă vreți, mergem în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 8, unde ni se spune că aceste fiare, care aveau ochi peste tot, spune că rosteau înaintea celui atotputernic de trei ori expresia sfânt, sfânt, sfânt. Bineînțeles că expresia din Apocalips, capitolul 4, versetul 8, este, dragii mei prieteni, reconsiderată de Isaia în capitolul 6, versetul 2 și 3, unde acele fiare descrise de Ioan în Apocalipsa nu sunt altceva decât heruvimii lui Dumnezeu care rosteau, acoperindu-și fețele cu două arii, picioarele cu două și cu două zburau, sau mă rog, cum e descrierea acolo, spune: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, întregul pământ să-i ofere slavă și glorie. Deci din nou elementul tridimensional al descrierii lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de momentul în care decretul se dă ca nimeni să nu se roage o lună de zile doar împăratului Ahasveros? Daniel, cel iubit, deschide geamurile de trei ori pe zi și îngenunchează de trei ori pe zi și se roagă cu voce tare de trei ori pe zi. Din nou elementul tridimensional, apariția numărului 3, care creează într-adevăr o obstrucție sau o fobie în lumea creștină la ora actuală. Dacă mergem mai departe în Ezechiel, capitolul 21, versetul 26, ni se spune, este o profeție a Tatălui nostru din ceruri, a Domnului Hristos, cu privire la corupția unui rege, în contextul regelui Israelului, ni se spune că avea o coroană care va fi răsturnată de trei ori. Versetul 27 din Ezechiel 21 spune: o voi lua, o voi lua, o voi lua, sau în engleză overturn, 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 o voi răsturna, o voi răsturna, o voi răsturna. Ce interesant este că din nou Domnul spune: după ce o voi răsturna de trei ori, o voi da celuia care are dreptul la ea, spune cuvântul, care este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, și care o voi da atunci când va veni el pe pământ. Din nou elementul 3, Dumnezeu nu se repetă fără sens. Mergem puțin mai departe în profeția pe care Domnul Iisus Hristos o face cu privire la căderea lui Petru. Domnul Hristos spune: uite, din cauza mândriei tale, să știi că te vei lepăda de mine de trei ori, nu de 50 de ori, doar de trei ori, nici de două ori, niciodată, nici de șase ori. Te vei lepăda de mine de trei ori. Întrebarea mea este: de ce această nuanță tridimensională a trădării lui Petru
să mă lepăd de tine de trei ori sau să se lepede Petru de Domnul Hristos de trei ori înainte ca să cânte cocoșul. De ce acea noțiune tridimensională a trădării lui Petru în trei variante și acea pocăință publică sau dovada pocăinței lui, a lui Petru, prezentată public de Domnul Hristos de trei ori? Petre, mă iubești tu? Sigur că Petrul care era în fața ucenicilor și în fața Domnului Hristos era unul nou, un Petru născut din nou, un Petru convertit, un Petru care nu mai avea acel zel pasional, fără rațiune. Era un Petru care avea iubire, avea pasiune, dar zelul și emoțiile erau absolut controlate de cuvântul și lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu care îl stăpânea. Și Petru răspunde, te iubesc, Doamne, odată. Și Domnul Hristos răspunde, paște mielușei mei. A doua dimensiune a iubirii lui Dumnezeu, Iisus spune, Petre, chiar mă iubești? Petru oftează, știe că a pus la îndoială și nu mai are credibilitate în fața ucenicilor, în fața lumii. Toată lumea știe ce a făcut Petru, cum s-a lepădat el de trei ori. Și Petru răspunde, Doamne, Tu știi că Te iubesc. După aceea, a treia dimensiune, Iisus spune, paște oițele mele. Și ultima oară când Mântuitorul îl întreabă, Petre, mă iubești Tu? Petru spune, Doamne, Tu toate le știi, îmi poți citi inima, mi-ai prorocit că voi cădea înaintea Ta de trei ori datorită mândriei mele. Acum nu mă îndoiesc că atunci, că așa cum declar înaintea Ta că Te iubesc, Tu știi că o spun sincer. Și atunci Iisus spune a treia oară, paște oile mele. Observați, dragii mei, noțiunea tridimensionalului apare în Biblie în diferite forme și exprimă interesul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dacă mergem puțin mai departe, o să vedeți că Petru, același Petru care se leapădă de trei ori, răspunde la convertirea lui de trei ori, la întrebările Domnului Hristos, este același Petru care în Fapte, capitolul 11, are o viziune cu ligioane într-o cearșafte sau, mă rog, o pătură cerească, din care îi se spune de trei ori, scoală-te, taie și mănâncă. Deci viziunea are loc de trei ori. Observați, această panoramă cinematografică nu este stipulată în Fapte 11 în mod accidental, chiar de trei ori. Dacă mergem și mai departe, prietenii mei scumpi, Domnul Iisus Hristos are o rugăciune fierbinte, profundă, Tatălui din ceruri, de trei ori. De trei ori Iisus spune, facă-se voia Ta, nu voia mea. De trei ori Iisus se duce la ucenici și de trei ori Iisus îi găsește dormind. Observați dumneavoastră, mergem prin toată filiera biblică și găsim această noțiune a tridimensionalului în varietăți diferite și care ne arată într-adevăr cât de mult ne iubește Dumnezeu. Semnificația acestei noțiuni de tridimensional. Pe crucea de la Golgota au existat trei cruci, din nou numărul 3. Trei cruci pentru trei tâlhari. Sigur, Mântuitorul în mijloc. Domnul Iisus Hristos era cel mai mare dintre tâlhari după sistemul de gândire roman sau sistemul de corupție iudeo-național. În acest context avem trei cruci și, ba mai mult, ce e interesant, dragii mei prieteni, este că la crucificarea sau în procesul acesta de crucificare a Domnului Hristos, trei oameni s-au convertit și anume Simon din Cirene, care vine la târg și poartă crucea Domnului Hristos, tâlharul de pe cruce, al doilea, care mărturisește credința în Domnul Hristos, și centurionul roman, care vede și slava lui Dumnezeu cu tremul de pământ, întunericul și toată acea desfășurare de putere și de forță dumnezeiască în jurul crucii. Deci, Simon din Cirene, tâlharul de pe cruce, și centurionul roman. Trei persoane. Nu că nu s-au fi convertit și alții, că restul fugeau. Problema este că Dumnezeu specifică în Biblie trei clase sau trei feluri de oameni care reprezintă toate dimensiunile sau spectrele sociale ale pământenilor. Ce vrea Dumnezeu să ne spună prin aceste tridimensionale este simplu fapt. Înălțime, adâncime, lățime. Ăsta este universul. Evanghelia este cosmică. Iubitul meu prieten, vreau să spun,
zice Tatăl sau Domnul Hristos, că nu ai unde să fugi sau să te ascunzi de dragostea mea. Eu sunt tridimensional, sunt peste tot. Dacă te duci în universul ăla, sunt acolo. Dacă te duci în mormânt, sunt acolo. Dacă te duci în cerul, și acolo mă găsești. N-ai unde să fugi. Dragostea mea este peste tot și iubirea mea te înconjoară. Așa că te rog, acceptă și lasă în această seară inima ta să fie copleșită de dragostea mea oriunde te-ai găsi. Dacă ești de la securitate, dacă ești un politician corupt, dacă ești un om care lucrezi în administrație și trebuie să faci anumite ilegalități pentru că ți se spune sau pentru bani, în această seară tu, soldatule roman, certurionule roman, ai posibilitatea să te întorci la Dumnezeu. Dacă cumva ești un tâlhar, hoț, bandit, ai făcut, ai furat, ai ucis, ai făcut, iată că și pentru tine este o șansă. Domnul Iisus Hristos te iubește, Domnul Hristos dorește să-ți dăruiască viața, Domnul Iisus Hristos este Cel care te-a săpat pe palmele sale, chiar ca și tâlhar, hoț, bandit, ce-oi fi tu? Poți să fii mântuit de Domnul Iisus Hristos. Și dacă se întâmplă să fii un târgoveț, dacă se întâmplă să fii un om de afacere cu reputație, cu succes și n-ai timp de tine însuți, adeseori alegi de dimineață până seară și n-ai timp nici să mănânci, să știi că ești un Simon din Cirene și Domnul Hristos te invită să iei crucea în momentul durerii sale și Domnul Hristos te iubește și pe tine și vrea să te mântuiască și pe tine. Dragii mei prieteni, în toată această tridimensională a lui Dumnezeu există valoric, practic toată lumea inclusă. Nu e unul care să scape de dragostea lui Dumnezeu. Vă invit pe toți, prieteni, să acceptați mesajul Domnului și să înțelegeți că în Luca, capitolul 11, versetul 5, ni se spune o chestiune foarte interesantă. Aici este o altă clasă de oameni. Ăia care au trăit viața, au mâncat, au băut, au făcut de toate și care la ora actuală doresc să fie mântuiți pe patul de moarte, în spital, acasă, unde s-or găsi, oamenii care au trăit viața într-un mod teribil și care totuși, la miezul nopții, bat la ușa prietenului, așa cum spune versetul din Luca, capitolul 11, versetul 5, zice, care dintre voi, dacă bate la ușa unui prieten în mijlocul nopții și zice, prietene, dă-mi trei pâini. Observați dumneavoastră expresia trei pâini. De ce n-a zis una, două, cinci pâini? De ce a zis trei? Pentru că Domnul Hristos a lăsat aici din nou noțiunea tridimensionalului. Eu sunt înălțimea, adâncimea și lățimea iubirii lui Dumnezeu. Și acela care dorește din toată inima ca să se împace cu Dumnezeu chiar la miezul nopții, chiar pe patul de moarte, există șansă și pentru tine. Și dacă vreți, dragii mei prieteni, cea mai extraordinară revelație a serii cu privire la această tridimensională iubire a lui Dumnezeu, o găsim în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, un verset care este extrem de renumit și cred că majoritatea așteptătorilor revenirii Domnului Hristos îl cunosc. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința Domnului Iisus Hristos. Observați din nou tridimensionala dovada iubirii lui Dumnezeu, răbdarea sfinților, caracter, nu? Păzirea poruncilor lui Dumnezeu, din nou caracter și bineînțeles că vine după aceea credința Domnului Iisus Hristos, este caracter. În realitate, dragii mei prieteni, această declarație din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, ne spune foarte mult de geneza Apocalipsei. Și anume Apocalipsa, capitolul 3, unde Domnul Hristos spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ce este aurul curățit prin foc? Răbdarea sfinților. Adică răbdarea sfinților în persecuție, în încercări, aur curățit prin foc, primul echivalent. Al doilea, te sfătuiesc să cumperi haine albe. Din nou, tridimensionalul lui Dumnezeu, adică caracterul Domnului Hristos, haina albă, înseamnă să te îmbraci cu dreptatea Domnului Hristos, care se aplică la a doua dimensiune a lui Dumnezeu, zice, păzește poruncile. Oamenii nu pot păzi poruncile lui Dumnezeu fără haina dreptății Domnului Hristos. Întâi suntem îmbrăcați în dragoste și în iubire și în caracterul Domnului Hristos și apoi nu avem de făcut decât să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi înainte, stipulat în Filipeni, în Efeseni, capitolul 2, versetul 21 și 22. Dragii mei prieteni, a treia dimensiune în Apocalipsa 3 este te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie pentru ochi, adică
Să ai credința Domnului Hristos, să ai mintea lui Hristos în tine. Observați, răbdarea sfinților, poruncile lui Dumnezeu, credința Domnului Hristos, tridimensional. Apoi avem aur curățit prin foc, haine albe și a treia dimensiune este alifia pentru ochi, Duhul Sfânt, ca să ne ajute Dumnezeu să înțelegem cuvântul Său. Deci oricum o dai, dragii mei prieteni, chiar dacă dezvoltăm fobii pe tema acestui element tridimensional, nu poți să fugi de el, pentru că este înălțimea, adâncimea și lățimea dragostei lui Dumnezeu. Zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Câte dimensiuni? Calea, adevărul și viața. Trei dimensiuni. Din nou îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. Și la Mica, capitolul 6, versetul 8, avem traducerea declarației Domnului Hristos, o altă tridimensională a lui Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Dumnezeu de la tine decât să faci dreptate, adică să umbli după lege, să iubești mila, adică să iubești și harul, și după ce ai și lege și har, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Iată tridimensională vieții de credință. Să faci dreptate, do justice, adică respectă legea. Love mercy, iubește mila, adică dă har la oameni, și după ce le ai pe astea două, și lege și har, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Trei dimensiuni ale cuvântului Său. Cât de minunat este Tatăl nostru din ceruri. Acum, pentru cei care mai citesc declarații interesante ale spiritului profetic, există o declarație în care ni se spune că niciodată, niciodată, niciodată cei care nu sunt interesați în cauza lui Dumnezeu pe pământ nu vor fi interesați de cauza lui Dumnezeu în cerul și nu vor merge acolo. De trei ori aveam această declarație a spiritului profetic. Niciodată, niciodată, niciodată. În cea mai extraordinară carte scrisă în secolul XIX, Marea Luptă sau Marea Controversă sau Tragedia Veacurilor, la pagina 648, versetul 1, ni se spune, de trei ori a fost rostită expresia vrednic, vrednic, vrednic este mielul care a fost jughiat și trăiește din nou. Expresia aceasta tridimensională, vrednic, vrednic, vrednic. Mă întreb, cum am putea să ne adresăm noi Domnului Iisus Hristos, să spunem ori vrednic, 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 ori holy, 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 sau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Ceea ce este foarte interesant este că atunci când Domnul Hristos s-a hotărât să vină pe pământ, zice că a intrat în lumina de nedescris a Tatălui Ceresc, a tronului, a luminii care înfășura tronul lui Dumnezeu de trei ori. De trei ori Tatăl Ceresc a avut această tremurare, a avut... Practic Dumnezeu, Tatăl, a avut Ghețimaniul lui, dacă vreți, să lase sau să nu lase pe Domnul Hristos. Că era o luptă interioară, nu că nu iubea omul, că planul de mântuire a fost o creație a lui Dumnezeu și o înțelegere între Fiul și Tatăl cu mult mai înainte de căderea omului în păcat. Dar a fost temelie pentru tronul lui Dumnezeu, spune cuvântul. Ceea ce este interesant este că Dumnezeu s-a zbătut în frământările lui. Îl iubea pe Domnul Hristos, era tot ce avea din el, nu? Și să-l dea sau să nu-l dea. A treia oară Tatăl Ceresc a încuvințat să facă exact ce a făcut Domnul Hristos. De trei ori în Ghețimani, Domnul Hristos rostește, facă-se voia ta sau totuși cum voiești tu, nu cum voiesc eu. Tatăl Ceresc de trei ori se luptă cu el însuși și a treia oară zice, fiule, facă-se voia ta, dacă tu vrei să mergi să mori pentru pământeni, mă doare infinit, dar te lasă să mergi. Iată lupta, iată Ghețimaniu Tatălui, iată Ghețimaniu Fiului. De trei ori se roagă Domnul Hristos, de trei ori Iisus intră la Tatăl. În Credința și Faptele, la pagina 78, versetul, paragraful 3, ni se spune... Tu trebuie să umbli, să mergi în credință, să trăiești în credință și să acționezi în credință ca să poți să ai o creștere în credință. Dragii mei prieteni, mi-aduc aminte când Ioab a înfipt trei săgeți în inima lui Absalom. Din nou noțiunea tridimensională, cele trei solii îngerești vor înfinge cele trei săgeți mortal în inima dușmanului lui Dumnezeu. O altă chestiune interesantă, mulți o contestă, unii spun că e din Biblie, alții că nu e în Biblie, alții spun că a fost adăugată, alții spun că n-a fost adăugată. Eu știu un singur lucru, că toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu
și că Tatăl Ceresc își păstrează și își protejează patrimoniul. Matei, capitolul 28, versetul 19, este un moment în care ni se spune de către Domnul Hristos, mergeți în toată lumea și botezați, învățați toate națiunile, botezați pe oamenii în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. E adevărat că unii spun că acest text este adăugat. Eu spun că totuși Biblia este originalul, este protejat. Păi da, dar nu știi că se spune treaba cu blestemul, că cine va adăuga sau va scoate, îi se va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și blestemele. Vreau să vă spun că Martin Luther a încercat să traducă Biblia în germană după prima versiune în limba latină vulgata a lui Jerome și după o vreme a aruncat-o pe geam și a spus că este ca o carte a minciunilor. E adevărat că acea carte, despre acea carte, care nu se poate numi Biblie, se spune că a fost adăugat și scos sau a fost pervertit limbajul cu o bună știință și intenție a celor de la Roma. Însă Luther traduce scriptura în limba germană după tratatele originale a Vechiului Testament și a Noului Testament în limba greacă. Așa că eu cred personal, dragii mei prieteni, indiferent că acest verset este autentic sau nu, eu cred că este autentic și cred că Dumnezeu l-a lăsat aici, vedem din nou o dimensiune a dragostei lui Dumnezeu. În realitate, dacă vreți, fake-ul sau declarația falsă a lui Matei, capitolul 28, versetul 19, o găsiți în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 13, unde spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt imitate de balaur, fiară și profet mincinos. Dacă citim versetul, spune că și am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului mincinos trei duhuri de broaște. Din nou tridimensionalul, dar este deja, asta este counterfeit, asta este înșelăciunea, asta este made in China, este furtul de proprietate intelectuală pe care o face dușmanul lui Dumnezeu, așa cum chinezii au făcut cu furtul de proprietate intelectuală a americanilor. Toată lumea știe că există un război intelectual economic. Chinezii, tot ce aduc americanii în China pentru cheap labor, pentru muncă ieftină, ei fură. Asta, așa s-a dezvoltat China la ora actuală. Au furat proprietatea intelectuală a Statelor Unite. Tot așa și dușmanul lui Dumnezeu a furat atributele tatălui, el, dragonul, reprezintă pe tatăl, fiara, Biserica Romei, practic măsluiește sau contraface lucrarea Domnului Hristos în sanctuar. Domnul Hristos este marele preot, papalitatea spune, nu intri la ceruri decât prin mine. Iisus spune, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Iisus Hristos. Deci iată că fiara contraface lucrarea Domnului Hristos în sanctuar. Iar Duhul Sfânt este contrafăcut de profetul mincinos care va face lucrări mincinoase. Deci avem pe de o parte Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și pe de cealaltă parte avem balaurul, fiara și profetul mincinos. Dragii mei prieteni, cred că concluziile le tragem noi. Ceea ce este foarte important este că oriunde te duce în Universul lui Dumnezeu, înălțimea, adâncimea și lățimea iubirii lui te va copleși cu dragoste și te va chema la el. Dumnezeu nu ne-a promis pace fără durere. Dumnezeu nu ne-a promis bucurie fără necaz. Dumnezeu nu ne-a promis soare fără ploaie. Ce ne-a promis Dumnezeu este putere pentru o singură zi. Ne-a promis har pentru încercări și ne-a promis lumină prin întuneric. Această frumusețe a iubirii sale exprimată în mod tridimensional de către Tatăl nostru din ceruri ar trebui ca să ne îmbie și să ne ajute, dragii mei prieteni, să putem să fim ai Lui pentru veșnicie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această timp de răgaz prin care noi am traversat în scurt această extraordinară dimensiune sau tridimensiune a iubirii și dragostei lui Dumnezeu în Scriptură și observăm că numărul 3 sau această expresie a tridimensionalului nu este nici pe departe un accident, ci este expresia iubirii dumnezeiești manifestată în diferite circumstanțe, în diferite momente sociale, la diferite puncte istorice sau la diferite pietre kilometrice în cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea mea fierbinte este ca în această seară Dumnezeu să vină la noi acasă și să ne binecuvânteze cu întrebarea minunată adresată de 3 ori. Petre, mă iubești tu? Paște, mielușei mei! Petre, mă iubești tu? Paște, oițele mele! Petre, mă iubești tu? Paște, oile mele! Binecuvântat și onorat să fie numele lui Dumnezeu pentru dragostea sa și dacă în această seară ești descurajat,
ești marcat sufletește de frământări interioare, uite ce se întâmplă în jurul tău. Concentrează deasupra dragostei Domnului și fă să înțelegi odată pentru totdeauna că nu este niciun colț în univers unde te poți ascunde de dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Tatăl nostru din ceruri, prieteni, vă mulțumesc pentru prezență. Înainte de a ne despărți și de a vă spune noapte bună, vă invit să ne plecăm inima, sufletul și genunchii într-un moment de rugăciune. Bunul Tată din ceruri, îți mulțumim în numele lui Iisus pentru harul tău, iartă-ne păcatele și dă-ne dimensiunea dragostei tale, iubite Tată, dă-ne curaj, putere și credință. Binecuvântează prietenii, frații, surorile, cei de bună cuvință și chiar cei care sunt reticenți la mesajul în această seară, umple-le tu inima ta cu aur curățit prin foc, cu haine albe și cu alifie pentru ochi, ca să ne ungi ochii și să vedem. În numele lui Iisus îți mulțumim. Amin.